Știu că uneori poate să fie tentant să-ți cumperi un apartament într-un bloc încă nefinalizat. Asta pentru că aceste apartamente pot să fie mult mai ieftine. Însă nu de puține ori s-a întâmplat ca dezvoltatorul până la urmă să nu mai termine clădirea și să plece pur și simplu cu banii. Colega mea, Ami, a făcut un research și îți spune la ce ar trebui să fii atent. Să plece cu banii, Ami, deci nu-mi vine să cred acum, îmi dau seama ce am spus, dar uite că se întâmplă. Și să știi că au fost chiar foarte multe cazuri, așa că, pentru că practic dai banii pe o promisiune și nu primești bunul efectiv imediat, ar trebui să te uiți bine peste istoricul firmei, asta am citit pe storia.ro, trebuie să vezi cine este dezvoltatorul imobiliar, dacă are cumva proces în instanță, dacă a mai construit și altceva înainte, fie că este vorba despre clădiri finalizate sau în curs de execuție, plus că ar trebui să vezi și părerile altor clienți. Partea bună aici este că e totul la un click distanță. Poți să vezi pe internet review-urile. Dar totodată tu îți cumperi un apartament fără să-l vezi propriu-zis. Ai găsit și ceva sfaturi despre asta? Da, tot ce primești este o schiță, așa cum spuneai și tu, și de aceea ar fi bine să te consulți cu un arhitect înainte, pentru că el ți-ar putea spune dacă spațiul este funcțional și confortabil. Și de asemenea vreau să-ți mai spun că este important ca în antecontractul de vânzare-cumpărare să ai data exactă când îți va fi predat apartamentul finalizat.